Nu-mi vine să cred! Cele mai frumoase cadouri de Crăciun pe care le-am primit vreodată! Două scaune? Nu ai idee cât de mult mi le doream! De câteva zile stăm în picioare și nimeni nu pare că se deranjează să ne ajute. Când ziceți nimeni, desigur că vă referiți la mine, odată ce eu mă ocup de decorarea acestei camere. Lasă-mă să le încerc! Ah, ce bine e! Când stăteați în picioare, făceați mișcare, consumați calorii și vă mențineați în formă. Dar se pare că nu vă place sportul. Și se vede! Cred că tocmai ne-a făcut grase. Ți se pare că m-am schimbat fizic? Nu știu. Arăți la fel ca înainte. Poate doar puțin mai mare în șolduri. Și la burtică. Ce mai contează? Ai pus vreo 2 kg. Le vei da jos repede. Ce faci? Stau în picioare. Așa mai consum câteva calorii. În plus, îmi mențin și mușchii încordați. Dar tu stai jos, te rog. Poate puțin mai încolo. Nu simt nevoia să stau pe scaun. Să intre următoarea fată. Interesantă ținută. M-am îmbrăcat ca de cabaret, deși știu că sunt la un casting pentru o prezentare de modă. E costumația mea de cântăreață. Te rog, nu începe și tu. Eram în toane bune și nu aș vrea să plec de aici bulversată ca și ieri. Cântă-ne ceva și scapă-ne de chinul de a te mai auzi tot interviul vorbind de vocea ta. Bine! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ești minunată! În sfârșit cineva care are talent. Chiar frumos! Mulțumesc mult! Acum rămâne să vedem dacă ai și aptitudini de model. Bună ziua, Julieta! Eu sunt Diana și am venit la probă. La probă? Elisa și Carmen m-au ales să fiu modelul tău de fitting, deși mi-ar fi plăcut să prezint pe podium. Model de probă. Am înțeles. Atunci apucă-te de treabă. Ai ținutele pe raft, îmbracă-le și vino să te văd. Dar de ce, Julieta? De ce nu pot fi un model pentru podium? Nu vreau doar să probez hainele designerilor. Pentru că nu ai ce-ți trebuie. De obicei nu mi-ar fi păsat, dar în această perioadă nu vreau să văd pe nimeni supărat în preajma mea. Nu sunt supărată, doar... Îți voi explica situația și sper să mă înțelegi. Te ascult! Sunt câteva diferențe între un model pentru podium și unul pentru probă. Un model pentru podium trebuie să fie în dimensiunile standard acceptate de clienți și promovate de noi cei din modeling. În momentul în care pregătim colecția, dacă sunt câțiva centimetri în plus sau în minus, vom ajusta ținuta în funcție de corpul ei. În schimb, modelul pentru probă trebuie să aibă un corp impecabil, pentru că pe el noi creăm rochile. Dimensiunile lui sunt cele după care ne orientăm atunci când facem toată colecția. Un model pentru podium prezintă de câteva ori pe lună, dacă e norocoasă. Un model pentru probă este angajată pe termen nelimitat, deci vei fi mereu alături de mine. Modelul de podium trebuie să aibă o imagine care să atragă clienții, care să-i facă pe cei care o urmăresc atunci când defilează să se îndrăgostească de ea, să le rămână întipărită în minte chiar și atunci când au ajuns acasă. Ea trebuie să le reamintească de rochea pe care a purtat-o în prezentare și să-i facă pe aceștia să o cumpere. Trebuie să fie o muză pentru fotograf și pentru designer. Tu, din păcate, nu ești atât de unică și interesantă. Ești frumoasă, dar este o frumusețe comună. Cei care trec pe lângă tine pe stradă vor zice: e o fată frumoasă, dar te vor uita la următoarea fată. Chiar atât de rău e? Și eu care mă chinui să explic, mai rău am făcut. Diana, fiecare om în viața lui are un rost, are calitățile sale fizice sau intelectuale care îl diferențiază de ceilalți. Ne-am dorit să fim actori, modele, cântăreți, scriitori, doctori, astronauți, dar nu întotdeauna putem obține ceea ce vrem.
Nu suntem dotați pentru orice. În schimb, trebuie să ne descoperim talentul nostru propriu. Și atunci, când îl vom găsi, vom fi cu adevărat buni în ceea ce vom face. Eu nu pot fi model. Nu am ceea ce îmi trebuie. Dar pot desena. Pot crea ținutele lor. Tu nu poți prezenta pe podiumul meu, pentru că nu ai imaginea pe care o caut. Dar ești mai mult decât perfectă pentru colecțiile mele. Corpul tău este cel care va da contur rochilor mele. El va hotărâ măsurile lor. Și eu te vreau în momentul de față chiar mai mult decât un model de podium. Vei fi a mea și împreună vom lucra pentru mult timp de acum înainte. Ce spui? Mă accepți? Acum că mi-ai explicat, am înțeles mai bine. Și da, vreau să lucrez cu tine, Julieta. Foarte bine, draga mea. Atunci să începem cu aceste haine de pe raft. Nina încă nu a mobilat toată camera? Mă întreb, de ce ia atât de mult timp să se ocupe de ce i-am cerut? Ieri a alergat după un cățel. Părea foarte nervoasă. Era animalul de companie al prințesei. Când a aflat, s-a schimbat instantaneu și a devenit cea mai bună prietenă a lui. Trebuie să recunosc că atunci când vine vorba de periat, nimeni nu se pricepe mai bine decât Nina. Vreau să știu cui aparțin aceste două pisici. Sunt ale mele. Mi-a luat jumătate de zi ca să le prind. Le-ai lăsat libere și au făcut prăpăd în urma lor. Nu înțeleg de ce unii șcară după ei animalele de companie peste tot. Îți plac, înțeleg, dar de ce îi supui și pe alții la obrăzniciile lor? Nina, tu ai o mare problemă cu animalele. Nu îmi plac! Pot să am și eu gusturile mele. Atunci îi voi transmite prințesei să nu mai vină cu cățelul ei, Kiki, aici. Tu nu îl suporți și nu mai vrei să ai de-a face cu el. Sunt sigură că prințesa va înțelege dorința ta și te va aprecia și mai mult. Kiki e un animal de care m-am îndrăgostit. E frumos, dulce și aparține prințesei. Ce vă pasă vouă ce relație am eu cu prințesa? Kiki e doar un mijloc de a mă apropia mai mult de ea. Poftim, am spus ce gândesc. Sunteți mulțumite? Foarte frumos din partea ta. Dacă v-ați face treaba mai bine, nu ați avea timp de pierdut bârfindu-mă pe mine. Unde sunt modelele pentru prezentare? Elisa și Carmen vor găsi ce-mi trebuie. Fiecare cu treaba lui. Eu totuși nu înțeleg de ce în cameră, după atâtea zile, sunt doar două scaune și o masă. Sunt pe drum. Mă duc să aflu și eu de ce nu au ajuns încă. E atât de falsă și de parșivă. Julieta, va trebui să ai grijă în privința ei. Genul acesta de oameni întotdeauna urmăresc ceva și sunt în stare de orice pentru a-l obține. Îmi folosește prezența ei lângă mine. Mă face mai atentă la ce spun și cum reacționez. Nina își are scopul ei în afacerea mea. Bună, ziua! Bună, fetelor! Bănuiesc că sunteți aici pentru casting. Da, vrem să fim modele. Eu vă las cu aceste fete minunate. Nu cumva, ea era Julieta? Ba da, chiar ea în persoană. Ce tare! De ce niciuna din voi nu-și termină fraza și vă completați mereu una pe cealaltă? Suntem gemene, așa ne-am învățat de mici. Eu încep și eu termin. Pe mine m-au derutat de tot. Am amețit întorcând capul ba la una, ba la cealaltă. Mergeți pentru noi! Câte una! Vrem să vă vedem pe fiecare cum mergeți! Nu putem merge separat! Am exersat împreună! Mergem împreună! Și ce se va întâmpla dacă doar una dintre voi va lua castingul? Nu v-ați gândit că doar una poate fi cea norocoasă? Să zicem, prin absurd, că vă alegem pe amândouă. Va trebui să defilați cu aceleași ținute. Vom avea nevoie de un podium mai lat. Le vreau pe amândouă. Dar cine era? Julieta. Le vrea pe amândouă. Nu mai înțeleg nimic. Am fost alese? Se pare că da. Ce tari suntem! Ne vedem la probe. Fetele astea ne-au molipsit și pe noi. La revedere!
continuare nu am cea mai vagă idee ce plănuiește Julieta. A luat decizii care m-au surprins. Luna aceasta nu pare să fie Julieta pe care noi o cunoaștem.